Mă numesc Alexandru Severin, sunt făleștean din Talpă, m-am născut și locuiesc în orașul Fălești, unde mi-am întemeiat și o familie. În anul 2008 am finisat liceul teoretic Mihai Eminescu din orașul Fălești, după care m-am continuat studiile la Universitatea de Educație Fizică și Sport din orașul Chișinău. În prezent lucrez profesor la liceul teoretic Mihai Eminescu din orașul Fălești. Datorită guvernării criminale și a lipsa locurilor de muncă, mulți cetățeni ai Republicii Moldova și oameni din orașul Fălești au decis să plece peste hotare. Am putut să o fac și eu, dar am decis să rămân și să schimb această situație. De 3 ani și jumătate sunt consilier local și raional, unde am venit cu viziuni și propuneri clare pentru cetățeni. Dragi fălășteni, pe 24 februarie am nevoie de ajutorul vostru. Pe 24 februarie ieșiți la vot și votați Alexandru Severin, numărul 4 în buletinele de vot. Totodată vă îndemn să susțineți partidul nostru în frunte cu Renato Usatăi. Doar împreună și alături putem face ca Moldova să fie liberă.